Bună ziua, Sofie! Bine ai venit! Ne auzim? Ca să pot să știu dacă începem lecția. Sofie, ne auzim? Deci mă auzi? Ai sonor, dar nu mă auzi? A, este lent. Da. Of, 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 of. Bine. Hai să începem. Chiar dacă este lent, sper să fie lent doar la transmitere de litere, ca să spun așa, când scrii. Zi, pot să încep? Ok. Deci astăzi analizăm în prima parte a lecției o partidă în care dezbatem pericolul pozițiilor pasive, iar în partea a doua a lecției, ca să ne mai destindem un pic, ne uităm și la niște sacrificii de damă, da? Deci, vom începe cu această partidă destul de veche, jucată în 1918 la Berlin. Ca fapt divers, atât anul cât și locația este foarte ciudată, pentru că dacă, ca să spun așa, mai apelăm puțin la istorie, în 1918 era ultimul an de prim război mondial și Germania era în război atunci. Mă rog. Dar vom vedea o partidă între Akiba Rubinstein la alb și Karl Schlechter la negru. Doi jucători care se cunoșteau destul de bine, jucaseră multe partide și înaintea acestei partide. Și albul începe cu D2, D4. Deci pionul din fața damei. Și după D5, calfe 3, calfe 6. Negru încearcă într-un fel să îl imite pe alb, dar albul nu are chef de imitații de partidă și joacă C2, C4. Încă nu știm sigur în acest moment ce fel de deschidere se aplică, pentru că aici, dacă vrei, joci orice 6 ore 6, intrând în apărarea slabă sau în gambitul damei. Și negru optează pentru C7 C6, care duce partida spre apărarea slabă. Ideea acestei apărării pionului din D5 cu pionul de la C7 la C6, care duce la apărarea slabă, este aceea de a nu-și închide diagonala nebunului de la C8 cu E7-E6.
Deci diagonala nebunului din Cheops să fie relativ deschisă și el să poată ieși destul de rapid la luptă. Ca minus însă are faptul că acest câmp de la C6 este ocupat și indisponibil pentru calul de la B8, care de obicei cam acolo ar dori să se dezvolte. Calul de la B1 la C3, deci deschiderea aceasta are și minusuri și plusuri. Și aici negru bate. D5 ia pe C4. Și în acest moment albul are la dispoziție 3 continuări. Ori E2, E4, deci să pună lăbuța pe centru cu acest plug de zăpadă, dar în această variantă după B7, B5, negru zice, bine, ai tu, să spunem, plug de zăpadă, dar eu am un pion în plus. Ori A2, A4, care să împiedice B7, B5, da? Dar în această variantă negru are timp la dispoziție pentru a juca nebunul de la C8 la F5 și să nu-ți lase ție să mai poți să mai joci E2, E4 cu efectuarea plugului de zăpadă. Ori mutarea jucată în partidă, care pare mult mai modestă, E2, E3, care, sincer, așa, ca o curiozitate, aș putea spune, în deschidere, această variantă este denumită varianta Alehin. Presupun că Alehin a avut cea mai mare contribuție la dezvoltarea acestei deschideri. Ea este o deschidere solidă care practic are ca idee ca eu cu albul să nu fiu tracasat de un eventual atac asupra pionului din E4. Deci când împinge 4, ca să revin un pic înapoi, când împinge 4 și B5, negru într-un fel nu numai că își apără pionul din C4, dar puțin parșiv poate să și amenință B5, B4 atacând acest cal din C3 care susține pionul din E4. Da? De aceea cam asta este ideea de bază a acestei deschideri, dar din nou are plusuri și minusuri, pentru că minus ar fi, de exemplu, că acest nebun din C1 devine un nebun prostuț, da? Un prost pasiv. Este în spatele propriilor pioni din centru, pionii fiind pe culoarea lui. De ce spun că este puțin ciudată această denumire? Pentru că Alehin, totuși, Alehin, habar n-am când a, ca să spun așa, a pus la punct această variantă, poate o fi pus la punct mai târziu, dar nu cred că în 1918, când s-a desfășurat această partidă, varianta aceasta era dezbătută de Alehin, pentru că Alehin, în fond, forța lui a crescut foarte mult după 1920, când a și devenit campion mondial în 1927. Bun, deci E2, E3 și acum asistăm la, ca să spun așa, un plan greșit din partea negrului, care joacă nebunul de la C8 la G4. În fond, zicându-și, de asta mi-am păstrat diagonala, ca să spun așa, deschisă, ca să pot scoate acest nebun cât mai repede și eventual la o adică să și leg acest cal din F3. Problema care se pune însă aici, trebuia ca negru să adopte B7, B5. Într-adevăr, putea exista variante de genul lui A4, B4, cal A2 și A5, în care albul tot își ia pionul înapoi de la care îl avea minus, dar într-o poziție mult mai bună decât cea care va rezulta în partidă. În primul rând, uite-te la acest cal din A2. Stă ca naiba aici.
și pentru a-l aduce la luptă îți trebuie multe tempor. În al doilea rând, în continuare, nebunul din C1 ar fi un prost pasiv. Faptul că tu lași pe alb să-și recupereze pionul lipsă fără nicio fără niciun efort este un pic o primă concesiune făcută albului. Deci nebun G4, deși pare o mutare normală de dezvoltare care înleagă calul, practic îl lasă pe alb să-și ia fără bătaie de cap pionul înapoi cu acest nebun pe unul ia pe C4 și într-un fel aici chiar să-l las să-și facă și o amenințare. Deci să zicem aici că a juca un stupid B7, B5, după nebunea pe F7, rege F7 și cale 5 șah, pentru că această legare nu este totală, este parțială, te-am lăsat și fără un pion în minus și fără rocadă. Îmi voi lua figura înapoi, după ce muz rege oriunde calea pe G4. Dar Schlechter, în speță negru, el dorește pur și simplu să obțină o poziție solidă. Pasivă, dar foarte solidă. Și el joacă aici, normal, E7, E6, pentru a stopa amenințarea nebunea pe F7. Și după rocadă mică, acest cal B8 la D7. Și după H2, H3, mai face într-un fel o mică inexactitate. Ți-am mai spus eu, Sophie, că tot timpul, dacă stai să te uiți la partidele marilor maestri, vei vedea că ei de obicei nu fac greșeli grosolane, dar fac mici inexactități care la un moment dat se adună și te duc pe tine în poziție mai proastă. Și aici, în loc să-și retragă simplu nebunul, pur și simplu îi bat nebunea pe F3. Dama ia pe F3, deja aici albul a obținut perechea de nebuni. Și o dezvoltare, putem spune, superioară, pentru că are rocada făcută și are trei piese, două ușoare și dama scoasă la luptă pe un câmp unde nu poate fi atacată. Dar Schlechter zice, centrul este încă închis și am tot timpul din lume să-mi fac rocadă. Nebune 7, turn de 1, rocadă mică și o realizează, da? Și E3, E4. Și după turn 8, nebunul de la C1 la F4. Sophie, este că această poziție, într-un fel, cel puțin din punctul de vedere al albului, seamănă foarte mult cu dezvoltarea de vis, nu? Care v-am arătat eu la clasă. De genul am plug de zăpadă la D4 și E4, nebunii dezvoltați unul la C4, unul la F4, dama scoasă afară, legătură între turnuri, chiar dacă s-a schimbat un cal, am pereche de nebuni, centrul încă este într-adevăr, nu este deschis, dar deci sunt o înșiruire de elemente care îl face pe alb să aibă o poziție activă, mult mai activă. Poziția negrului aici este solidă, da, dar este pasivă. De fapt, Sophie, vreau să înțelegi un lucru. În momentul, ca să-ți dai seama, pentru că la orice șahist în, ca să spun așa, în cariera lui, îi se va întâmpla să ajungă în poziții pasive și va trebui să știe cum să gestioneze acele poziții pasive. Și astăzi, practic, noi învățăm prin această partidă, în primul rând, cum să determinăm dacă suntem într-o poziție pasivă. Poziția pasivă a unui jucător este dată, de fapt, cam de patru elemente. În primul rând este spațiul. În momentul când tu ai mai puțin spațiu decât adversarul, înseamnă că trebuie să spui niște semne de întrebare dacă nu cumva ești într-o poziție
a intrat într-o poziție pasivă. În al doilea rând este apariția slăbiciunilor în tabăra ta. Este adevărat că aici însă negru încă nu are slăbiciuni, dar ele stau să apară. Da? În al treilea rând trebuie să te uiți și la activitatea pieselor, atât ale tale cât și ale adversarului. Dacă piesele tale au o activitate mai redusă decât cele ale adversarului, este clar din nou că te paște pasivitatea. Adevărul este că activitatea pieselor este foarte mult influențată de spațiu, da? Pentru că dacă ai mai puțin spațiu la dispoziție, în momentul acela piesele tale încep să se calce pe bombeuri și înseamnă că activitatea lor este mai redusă, da? Și în al patrulea rând, dacă adversarul, pentru a-și mări, ca să spun așa, inițiativa, are la dispoziție o eventuală spargere de pioni, poți ajunge într-o poziție foarte, foarte dificilă. Și dacă stăm să ne uităm aici un pic, albul are la dispoziție o spargere de pioni, la care negru trebuie să fie foarte, foarte atent. Acest D4, D5. În primul rând, pentru că am un turn pe o coloană pe care eu vreau să o deschid, da? Și tu ai o damă pe coloana aia. Normal aici, dacă... Deci, când ești în poziții... Ce vreau să spun, Sofie? Când ești în poziții pasive, cum este genul negrului aici, tu trebuie să te ferești de astfel de spargeri de pion. De exemplu, în această poziție, albul are pereche de nebun. Ce-i place lui mai mult să, când ai... Ce-ți place ție ca jucător când ai perechea de nebun pe tablă? Să deschizi centru. Da? Și normal, Schlechter aici trebuia să joace acest damă B6. Să încerce acest damă B6. În schimb, el, ca să spun așa, nu realizează pericolul în care se află și planul lui nu are substanță aici, ca să mă exprim așa. Deci nu este atent și practic face un fel de mutare de așteptare și de regrupare, aș putea spune, pentru că într-adevăr acest cal de la D7, dacă ne uităm la el, nu prea face mare brânză. Aici nu poate să vină, aici nu poate să vină, să le fac cu galben, da? Poate să vină eventual aici, dar după nebun B3, nici de aici nu va face mare lucru, da? De aceea el, Schlechter, zice, hai să-mi aduc acest cal cât mai aproape de regele propriu și să am o poziție pasivă, într-adevăr, dar solid. Regele meu este la adăpost, nu am probleme. Și Akiba imediat îl taxează cu D5. Ești forțat practic să bați aici, bată dată, E6 ia pe D5, mai ales că acest schimb într-un fel îmi deschide și mie turnul din E8. Va fi pe coloană deschisă, da? Dar după E4 ia pe D5, practic trebuie să te cam să pleci cu dama de acolo. Deci aici în partidă Schlechter își dă seama că albul are o imensitate de amenințări aici, ca să spun, ori D5, D6 și bye-bye nebun, pentru că n-ai spațiu, vezi, ori D5 ia pe C6 cu atac prin descoperire. Deci trebuie să pleci cu dama, pentru că acest schimb de pioni, încă o dată schimb de pioni, deschide complet centru și tu ajungi într-o poziție pierdută, practic, după, să zicem, C6 ia pe D5, calea pe D5 și după calea pe D5, nebunia pe D5. Poziția asta, ca să-ți dai seama cât de grea este pentru negru și cât de pierdută este, deci, în primul rând, ameniți nebunia pe F7, șac și bye-bye dam. Pe urmă, ameniți și nebunia pe B7.
aici, practic, chiar dacă pleci în acest moment cu dama de pe coloană deschisă, să zicem, cu, în, faci barem în acest moment dama B6, după nebun C7. Observ, Sofie, care îți atacă la F7 și te amenință cu mat în două mutări. Dama ia pe F7, rege H8, dama G8, mat. Deci nu poți să bați acest nebun, că ești mat în două mutări, da? Ești forțat, să zicem, la dama ia pe F6, dar dama F6, dar după nebun ia pe B7, poziția ta este pierdută, practic, pentru că ai pierdut deja un pion și vei pierde și calitate. De aceea, în partidă, mă bucur, Sofie, că zici da, asta mi-arată mie că ești atentă. În partidă, după ce bate odată, de ce 6 ia pe D5, 4 ia pe D5, Schlechter se gândește foarte bine, hai, Doamne, iartă-mă să plec cu dama de pe coloana asta. Și joacă dama B6. O mutare aproape forțată. Dar, practic, acum Akiba accentuează lipsa de spațiu a negrului jucând acest D5, D6. Și care îl forțează pe Schlechter pentru a nu pierde nebunul la nebun de 8. Acest pion de la D6 poți să-l consider și isolan, dar numai isolan nu este ăsta, că vrea să-ți ia gâtul aici. Este la doi pași de transformare. Centrul a reușit într-un fel să fie deschis de către alb și pericolele pândesc foarte mult pe capul negrului. În partidă, Akiba joacă G2, G4. Adevărul este că analizele mai de după partida au arătat că mutarea corectă aici ar fi fost turne 1 și într-un fel ar fi fost logic această mutare. Dacă stăm să ne uităm la această poziție, vedem că nebunul, fiind obligat să se retragă la D8, s-a oprit legătura între cele două turnuri și într-un fel doar turnul din E8 putem spune că este o piesă activă a negrului. Dacă ne uităm la acest cal de la F6, n-are niciun Dumnezeu pe lume, da? Chit că stă binișor, să spun așa. Deci mutarea corectă, într-un fel și foarte logică, strategic, ar fi fost turne 1, ca să schimbi, într-un fel, singura piesă activă a negrului care mai există pe tablă. Însă acest turne 1 trebuie, într-adevăr, totuși, ca să spun așa, completat de calcul. Pentru că în momentul când faci o mutare de genul lui turne 1, trebuie să vezi și ce se întâmplă, de exemplu, după dama ia pe B2. Dar, de fapt, aici dama ia pe B2 este imposibil de făcut. Da? Pentru că ar fi urmat turnul din E1 la B1 înapoi. O mutare foarte deșteaptă. Și, practic, negru este forțat aici la dama A3. Și acum ar fi intrat un porcușor pe linia 7. Deci nu numai că mi-aș fi luat pionul înapoi, eu cu albul fiind, dar aș fi intrat și cu un tur pe linia 7, având o presiune deosebită asupra acestui pion de la F7. Da? Atât nebunul, cât și turnul. Și aici poți să joci într-adevăr cale 6, dar după turn de 1, poziția ta din nou zbârnuie, ca să spun așa, cu negru. Aici ce vreau eu să spun, dacă încerci cumva dama C2 ca să încerci într-un fel să vii cu dama în apărarea propriului rege pe la G6, pierzi dama după nebun de 3.
Pentru că n-ai decât dama aia pe C3, dar după nebunea pe H7 cu șah, practic ți-am dat două figuri ușoare și ți-am luat o damă și un pion. Deci asta iese din discuție. În partidă, revenind înapoi, deci am spus, cea mai tare mutare ar fi fost turnul din D1 la E1, ca să încerc să schimb cea mai, ca să spun așa, cea mai activă piesă a negrului. De exemplu, aici la turn E1 poți să spui, pe bine, bine, dar de ce nu bat odată și după aceea să iau la B2? Păi da, dar din nou după turn B1 lucrurile nu se schimbă cu nimic, pentru că din nou ți intru cu turnul pe linia 7. Și deși zici, pe bine, bine, dar eu cu negru ți-am luat un pion la, de pe coloana B, mi-ai luat și tu un pion de pe coloana B. Ce mare brânză aici. Păi este, pentru că turnul meu este mult mai activ, turn pe linia 7, ție ți-a apărut o slăbiciune imensă la C6. Dacă pui calculatorul, aici este o poziție în care calculatorul zice că bună ziua, Iulia. Ai, uite-te și tu la lecție, că numai ce am început-o, da? Ești o fostă elevă de-a mea? Da. Deci revenind înapoi la poziție, suntem în acest moment al partidei în care albul joacă G2-G4. Este o mutare activă? Da. Este o mutare care practic încearcă să disloce ție acest cal de la F6 și eventual să facă un atac asupra pionului din F7. Schlechter răspunde normal cu acest cale 6 și zici, bine, bine, și ce ai avut în minte în acest moment? Ia să ne uităm la următoarea variantă pe care Akiba Rubinstein o pune în practică și la care s-a gândit pe parcursul partidei. În acest moment el împinge pionul. Deci D6, D7, care practic te duce la un fel de variantă forțată, aș putea spune, pentru că tu cu negru aici ești forțat la turn E7. Deci turn pe 8 iese din discuție datorită lui nebun de, scuzați-mă, nebun de 6. Cu câștig de calitate și câștig relativ ușor al partidei. Deci în partidă Schlechter joacă turn E7, dar din nou urmează acest nebun de 6. Ești forțat să bați și în acest moment zici, păi bine, bine, dar eu cu negru ți-am luat feblețea ta de pion liber de pe coloana D. Ce ai obținut în schimb? Ia să vedem. Nebunea pe 6, feia pe 6 și G5. Ăsta este tot șpilul acestei variante. Iulia, încă o dată ne auzim? Mă auzi, de fapt, că eu nu trebuie să te aud pe tine. În primul rând, mă bucur că ai intrat. Da? Bun. Și în plus, nu mi-ai răspuns încă la întrebare, dacă ești o postă elevă de-a mea. Deci acest G4-G5 îl duce practic pe negru în poziție pierdut, aș putea spune. Deci, încă o dată, să ne uităm la această poziție. Avantajul de spațiu a rămas în continuare în favoarea albului. Acum, în plus, față de poziția de acum 10-15 mutări, a apărut o groază de slăbiciuni în tabăra negrului. În primul rând, coloana F. Da? Activitatea pieselor albe față de cele negre nici nu se pune la discuție aici.
Iar planul albului este un plan foarte logic și care încearcă pur și simplu să-ți câștige material aici. De ce? Negru își dă seama aici că practic acest cal nu poate fi mutat. Oriunde l-ai muta, ai fi mat într-o mutare. Maybe. Deci, deși tu în acest moment al partidei, tu cu negru ai un pion în plus, trebuie să dai repede materialul înapoi și să încerci să te salvezi într-o poziție foarte, ca să spun așa, îndoielnică. Deci aici practic Schlechter îi bate nebunul din D6, care într-adevăr este un monstru. Deci urmează turnea pe D6 și după turnea pe D6 ai dat o calitate înapoi. Dama C5, pe ideea că îți fac atac dublu asupra turnului din D6 și asupra pionului din G5, pe care eventual să pot să-l iau cu șah. Dar pierzi material aici. Turnea pe D8, șah. Turnea pe D8 și G5 ia pe F6. În acest moment negru este pierdut. Pentru că deși recuperează chipurile un pion înapoi, deci el mai continuă partida. Dama G5 șah, dama G4, dama ia pe F6. Deci în acest moment zici, păi bine, bine, dar totuși am doi pion pe acel cal. Da, dar acest pion din E6 este supus, ca să spun așa, unei presiuni constante și până la urmă îl vei pierde. Și este foarte instructiv cum decurge partida de aici încolo. Deci turne 1, pion E5, ca să nu îl pierzi, dama G3, din nou dublu atac asupra acestui pion de la E5, care îl forțează, pentru a nu-l pierde, îl forțează pe negru să-și ducă turnul în spatele pionului și să renunțe la coloana deschisă D. Deci, practic, aici el este cam forțat la mutarea turne 8. Cale 4, uitați-vă cât, ca să spun așa, coordonare și coordonare de piese nemaipomenite a albului și amplasament și tot ce vrei și apărare, se apără și coordonare, da? Dama e 7, turn de 1 pe coloană deschisă. Deci calul acesta a devenit în acest moment un fel de stopper nemaipomenit care nu poate fi atacat de niciun pion advers. Putem spune chiar că acest cal din E4 poate fi considerat și un cal avampost. Turn F8 pe coloană semideschisă, dar după turn D6 am mai jucat rege H8, dama G4, încet încet îmbunătățesc toate, dar toate pozițiile posibile, turn D8. Și aici partida a mai durat relativ multicel după turne 6. Recomandarea mea, deci de fapt această poziție este o poziție în care cam toate drumurile duc la Roma. Recomandarea mea la dumneavoastră este totuși să încercați să câștigați o partidă de acest fel, pentru că turne 6 este o mutare foarte bună, cum de fapt sunt multe mutări foarte bune pentru alb aici. Dar ce vreau eu să vă spun? Este bine ca astfel, în astfel de poziții să căutați tot timpul variantele într-un fel forțate și care să vă asigure un câștig cât mai simplu posibil. De fapt, mie aici, deci încă o dată, dacă punem poziția asta pe calculator, calculatorul ne dă aici pentru alb cel puțin 4 mutări câștigătoare. Printre aceste 4 mutări este și turne 6, care știți, alt mic secret, este cea mai tare din parcare. Dar de fapt eu aș fi optat ca jucător la, pentru acest dama e 6.
Pentru că ce vă put... Deci, încă o dată, acest dama e 6, practic, mă duce la schimb automat de piese și mă bagă într-un final în care eu voi avea un cal pe un pion. Pot avea parte de surprize neplăcute într-un astfel de final? Nu. Adică voi câștiga extrem, extrem de lejer această partidă, chit că într-un fel calculatorul spune că nu este cea mai tare. Nu este cea mai tare, dar este cea mai sigură. Deci aici, să zicem, negru ar fi forțat să bată dama, dar după turnia pe D8, dama G8, turn G8, rege G8, să zicem, în joc cal de 6 și automat vei pierde un pion. B6 ar urma cal C8, B5 din nou ar urma tot cal C8 și vei mai pierde încă un pion cu negru. Ori pionul A7, ori pionul C6 cu cale 7 și cal C6. Deci, încă o dată, în partidă vă mai arăt repede, dar fără mari comentarii, să vedeți. Albul alege o variantă mai bună, considerată de calculator, dar mai complicată un fel, într-un fel, pentru că implică din nou un fel de calcul destul de exact. Deci aici albul joacă turn E6 și după dama B4, dama G5 cu atacul turnului din D8 și, adică să nu credeți că acest cal este lăsat degeaba. Iar după dama E1 șah, rege H2, nu pot să mut la G2 că mi-ar lua calul cu șah, și după turn F8, Akiba Rubinstein joacă aici turn E7. Adevărul este că în această poziție Carl Schlechter cedează văzând următoarea variantă. Pentru că el este amenințat la G7 cu mat și n-are decât ori o încercare disperată de a scoate remiză prin șah etern cu acest tur F2, dar nu poți să obții. După cal F2, dama F2, dama G2, dama F4, dama G3, dama D2, rege H1, dama D1, dar vedeți cât este de calcul totuși. Și este destul de complicat și într-un fel poți să fii și nesigur la un moment dat de poziția care poate rezulta pe tablă. Dama G1, dama F3, dama G2, dama D1, rege H2 și ai scăpat de șahurile eterne ale negrului pentru că nu mai are șah la dispoziție și ai, acum rămâi tu cu două amenințări de mat pe tablă, ori dama G7, ori turne 8. Schlechter a renunțat la partidă pentru că a văzut, deci în primul rând, că această variantă de șah etern nu merge, dar nu merge nici turn G8 aici, pentru că ar urma simplu turnia pe G7 și după turn G7, damă D8, turn G8, damă F6, turn G7, cal G5, nu ai decât dama F4 la dispoziție, pentru că acest cal G5 amenință dama F8 și cal F7. Deci dama F8, turn G8, cal F7 mat. Dar tot ar urma cal F7 șah și după rege G8, cal H6 șah. Și după rege H8, dama D8 cu mat. Ce am învățat din această partidă este, în primul rând, să ne dăm seama când suntem în poziții pasive. Deci, când avem mai puțin spațiu decât adversarul, când avem eventuale slăbiciuni ce pot fi atacate de către adversar, când activitatea pieselor adversarului este superioară activității pieselor mele, și când poate să existe un plan foarte logic de spargere, mai ales de pioni. În acest moment, noi trebuie să avem un fel de
semnal de alarmă care să ne indice nouă că suntem în poziție dificilă și să vedem cum să încercăm să ne scăpăm cu remiză. Într-o lecție care sper să o fac miercuri, vom vedea de fapt cum să luptăm în astfel de poziții, pentru că încă o dată este imposibil de fapt pentru un jucător de șah ca în întreaga lui activitate să nu ajungă în poziții inferioare, în care într-un fel trebuie să știe să se apere pentru a scoate remiză. Având în vedere că primul capitol s-a încheiat, hai să trecem la al doilea capitol, care eu l-am mai făcut cu dumneavoastră, dar este foarte simpatic și l-am lăsat la urmă pentru că să ne și bine dispunem, ca să spun așa. Vorbesc despre sacrificiul de damă. Deci, acest capitol care este foarte vast, pentru că există extrem de multe exemple în partidele de șah cu sacrificii de damă, este un capitol încă o dată foarte simpatic, pentru că ce este mai frumos decât să sacrifici o damă? Așa? Și hai să trecem la poziții. Începem cu această poziție simplă. În fond, să știți că sacrificiul de damă, Sophie și Iulia, de obicei se face pentru două motive într-o partidă de șah. Ori să-l dai mat pe adversar, eu cel puțin altceva nu văd, ori să obții, deși pare ciudat, mai material mai mult decât o damă. De genul, tu să dai o damă, dar adversarul să-ți dea, să zicem, un turn și două piese ușoare. Sau un turn, o piesă ușoară și trei piori. Sunt mai valoros decât un turn, o piesă ușoară și trei pion decât o damă? Da! Mai ales dacă dama aia nu poate să-mi facă mare lucru pe tablă. Da? Și hai să dezbatem în prima parte a acestor sacrificii de damă primul lucru, care este atacul de mat. Și începem cu acest exemplu foarte simplu, dintr-o poziție practică în care doi jucători, așa și așa, în care negru fiind la mutare, pentru că are un pion în minus, își ia pionul înapoi, dama ia pe F5. Și albul face o greșeală gravă aici, practic e un fel de, acest dama ia pe F5 e și un fel de nadă întinsă albului să facă greșeala următoare, G2, G4. Care zici, mamă, ți-am făcut furculiță de pion și ți-a o figură. Și nu vede bomba, da, mai ia pe F2. Și după turnea pe F2, turnea pe F2, nu ai decât rege H1 și ești mat pe tablă. Mezi. Da? Deci, practic, încă o dată să nu credeți, și în șah este foarte valabilă această zicală, să nu credeți că tot ce zboară se mănâncă. Deci normal aici, dacă ești atent la poziția pe care o ai de jucat pe tablă, joci, Doamne iartă-mă, cale 2 și nu pici într-o astfel de căpcăniță, ca să spun așa. Al doilea exemplu, asta e o partidă de doi jucători mai puternici, așa, ca să spunem, în care albul are un pion în minus, dar a obținut atac. Deci dacă vă uitați la rocada negrului, este de tip cazemat. Dar nu știu ce naiba caută nebunul ăsta de la negru la A5 în loc să fie la G7 în locul regelui propriu. Deci în timp ce nebunul negru este după frați și mure prin pădure la 100 de kilometri distanță de regele negru, albul și-a pus perechea de nebuni să-i bată poziția aia de acolo. Plus că are și un turn pe coloană semideschisă G. Plus că are și dama
în atac și veți vedea de ce această damă este considerată aici piesă de atac. Deci dacă stăm să ne uităm aici atent la această poziție, vedem practic că albul are 5 piese în atac. De fapt, în acest moment are doar 4, dar vine și a 5-a imediat cu mutarea aceasta, cal H5 șah. Nu poți să bați calul, pionul fiind legat, da? Și aici este clar că albul stă mai bine. Este câștigat? Încă nu. Deci dacă se apără așa cu îndârjire, negru poate spera eventual, ca să spun așa, la o remiză mai ciudată după rege pe 8 și cal pe 6 și trebuie să muți din damă, că nu poți să bați, că ți-aș bate cu pionul și calul din E7 ar fi pe legătura dame. Dar în acest moment al partidei se gândește pe cum să mă duc cu regele la F8, la o adică să-i dau o utilitate nemaipomenită acestei dame, să am calul din E7 legat. Mă duc la H7, care de fapt înclină definitiv balanța în favoarea albului. Și încă o dată ne arată nouă cât de reală este acea zicere care spune așa: între apărare și atac, mult mai greu este să te apere. Albul, cu tot felul de idei prin căpușorul lui, joacă aici E6. Mutare de câștig. Și după feia pe E6, zice, păi bine, ce faci? Mi-ai dat un pion. Pionul meu din G6 nu pot să-l bați cu nebunul sau cu turnul, pentru că am două apărări pe el, și dama și calul. Dar albul zice, stai cu minte, dama ia pe E7. Și-a, deci asta a gândit albul aici. Și acum este foarte important. Deci, încă o dată, când faci astfel de combinații, trebuie ca tu în căpușorul tău ca jucător de șah să ai totul clar, să fie un fel de apă de cristal aici, să nu cumva să calculezi și totul la tine în căpușor să fie în ceață, pentru că după dama ia pe E7 nu există decât o singură variantă de câștig, celelalte ducându-te la variante de pierdere. Deci aici e ori albă, ori neagră. Și dacă nu vezi varianta de câștig, mai bine nu intri într-o astfel de poziție, pentru că poți să pierzi partida. Și zici, vai, da, am pierdut partida, dar am jucat foarte frumos. Da, da, ai pierdut partida. Deci, într-un fel, e mult mai bine să fii eficient decât spectaculos. Spectaculos poți să fii doar dacă te cheamă Mihail Tal. Deci aici încă o dată nebunea pe G6 șah, după rege G8 ești pierdut cu albul. Dar mutarea turnea pe G6 ești câștigat cu albul. Pentru că aici pur și simplu ai o groază, dar o groază de amenințări, cu șahuri prin descoperire, cu șahuri duble, cu... Și ca să vedeți ce înseamnă practic, deci ce înseamnă siguranța regelui, că regele negru este în copac aici. Negru a mai încercat aici săracul turn pe 8 ca să-și facă eventual un loc de rege pe la H8. Și aici eu, de exemplu, vă recomand și v-am recomandat de atâtea ori ca tot timpul să căutați în primul rând variantele forțante. Da? Scuze. În partidă, dând, ca să spun așa, un fel de test al maturității aduse la maxim, albul joacă turnul din A1 la G1. Dar să știți un lucru. Când vedeți o astfel de variantă, intrați, doamne, iartă-mă în ea. Deci turnea pe H6 îți asigura imediat câștigul, doar că un câștig realizat în mutări mai multe, de genul rege G8, turn G1,
rege F7, nebun G6, rege G8, nebun E8. Ups. Cu marți pe tablă, da? Deci n-ai decât damă G7, tu un G7 mat. E mat, e variantă forțată? Da. Dar în partidă a jucat turnul de la A1 la G1, care de fapt e cea mai tare. Dar de ce e cea mai tare? Pentru că scurtează cu o mutare chinurile negrului. E, într-un fel, e și comică poziția. Ce mă interesează pe mine că îl dau mat în 7 mutări și nu în 6? Deci, damă G5, turnea pe G5, șah prin descoperire de la nebunul din D3 și după turn F5, nebun F5, ca să spun așa, G5, turn G6 cu mat imparabil la H6. Ups. Deci aici nu mai poți decât să întârzi comutare. Dar cum ai și mat la H6? Următorul exemplu. Asta este, dacă ne uităm aici la mouse-ul meu, o partidă jucată în anul 2000 între Alexander Grișciuc și Ruslan Ponomariov. În anul 2000, campionul mondial FIDE era Ruslan Ponomariov. Alexander Grișciuc, la ora actuală, este între primii 10 din lume, deci în acea super spumă de mari maestri. Ruslan Ponomariov între timp a mai scăzut din forță, dar și el este pe undeva pe acolo, peste 2600, dar nu mai este peste 2700. De ce poziția asta este puțin mai ciudată? Nu datorită faptului că albul face praf imediat pe negru aici, cu un sacrificiu de damă, care însă este foarte, foarte comun și, deși este foarte comun acest mat, care se cheamă matul sufocat, nu m-am abținut să nu vă arăt. Deci în partidă albul aici la mutare joacă nebunia pe E6 și a obținut poziție câștigată. Orice ai juca aici cu negru ești complet pierdut. Practic aici, ca să spun așa, singura mutare bună pentru tine, ca să mai zici că mai ții partida cât de cât în frâu și pierzi peste 15-20 de mutări, ar fi damă F8. Dar după damă F8, nebun F8, nebunia pe B6, ai pierdut o figură, da? Și poate și de aceea Ponomariov aici zice, hai Doamne iartă-mă să închei partida asta cât mai repede, că mi-e și rușine de ce am jucat. Și vede așa, dacă bat la E6, după calea pe E6 sunt mat ori la G7, ori la E8, n-am ce juca. Și zice, aia las că bat turnul din D8, nebunul din D8. Și acum urmează celebrul mat sufocat, care, vă spun eu, este foarte greu de întâlnit la asemenea nivel. Deci, încă o dată, joacă doi super mari maestri, și mai rar să vezi astfel de terminări de partidă. Care, Sofi, ce joacă albul aici? Ia să te văd, Sofi. Să nu spui că îți merge greu netul, că mă cert cu tine. Cum dai cu albul mat în două mutări, Sofi, aici? Mai clar de atât nu pot să spun. Mat sufocat, Sofi, ia uite, damă G8, șah, turn G8, cal F7 mat. Mate. De asta am și introdus. Deci sacrificiul de damă cam tot timpul apare la matul sufocat, da? Corect, bravo, Sofi, felicitări. Următorul exemplu. Asta e o partidă zgubilitică rău de tot, în care negru este la mutare. Albul are un pion în plus, un pion, o figură în plus, scuză-mă, scuzați-mă, că sunteți două fete. Deci, albul are o figură în plus, dar și-al, regele lui este rămas în, fără rocadă, fără dreptul de a se roca.
Și poziția asta este complet zgubilitică. E zgubilitică rău de tot. Te cred, Sofie. Deci aici, ca să vedeți ce înseamnă și calcul de variante, pentru că deși este zgubilitică rău de tot, alb, deci încă o dată, albul are o figură în plus, albul are o damă în priză, negru este la mutare, deci aș putea chipurile să-ți iau dama, dar nu-i bine, că-ți bat cu șac prin descoperire, îți iau turnul de jos și fac și altă damă și te bat. De aceea negru aici găsește cea mai bună mutare, care e rocada mare. Și să vezi, Sophie și Iulia, cum partida asta decurge de aici acolo, că este foarte simpatică. Deci ce B7 șah, rege ia pe B7, totul cu șah, ne uităm când suntem la mutare prima dată și prima dată după șahuri. Nebun ce 6 șah. Din nou, cea mai bună mutare făcută de negru este acest rege pe 6, foarte, foarte îndrăsneț. Dar și albul găsește mutare corectă, pentru că, să nu uităm, albul are o damă în priză, deci damă de 3 și negru curajos îi bate. Urmează șah, rege ce 7, urmează șah și rege de 6, foarte curajos. Deci negru și-a luat piesa înapoi, asta din punct de vedere material, deși în continuare nu știu cât de important este material aici. Pentru că întotdeauna când te uiți pe o poziție este ce este mai important și mai important siguranța regelui. Și vezi aici că ambii rest sunt cam... Măuleu! Dar... Culmea, în acest moment, după rege de 6, mult mai nesigur este regele alb. Pentru că negru îi amenință prozaic turn de 1, mat. Și albul greșește aici și joacă acest cal C3. Luând sub observație, într-adevăr, câmpul de 1 cu calul, da? Plus că mai scot și o piesă la luptă. Ce Doamne iartă-mă! Nu? De fapt, mutarea care ar fi dus la egalitate ar fi fost aici și nebun F3. Și după nebun F3, damă F3, ar fi urmat cal F6 și poziția, deși este în continuare complexă și plină de neprevăzut, ea este relativ egală. Dar în partidă, pentru că întotdeauna este mai greu să te aperi decât să ataci, albul joacă cal C3. Și se pomenește cu bomba asta în cap, damă F2 șah. Și albul trebuie să cedeze. Ridică mâinile ca un iepuraș și cedează partida. De ce? Pentru că după regia pe F2, turn de 1, șah de la nebunul din C5 prin descoperire, n-ai mai avea decât nebune 3, dar după nebune 3 ești mat pe negru. Da? Foarte, foarte simpatic și foarte frumos acest sacrificiu de damă. Următorul exemplu. Următorul exemplu, văd că este o partidă aici. A, da, o partidă din gambitul regelui. Jucată între doi jucători nu prea puternici și veți vedea de ce. Deci E4, E5, F4. Deci aici, de obicei, dacă ești cu negru și ți se joacă gambitul regelui, ori joci E5 pe F4, ori joci contra gambit Falkberg, ori poți să joci și mutarea din partidă, nebun C5, care este într-un fel logică. Pe ideea că tu nu poți să-mi bați aici pentru că ai suferit un șah la H4 și te-ai ridicat de la masă. Dar normal, și aici este continuare teoretică, să știți. Cal pe 3 și D6 și de aici încolo, mă rog. Deci, această variantă este așa zisa variantă în care negru nu acceptă gambitul care albul îl propune.
Pentru că vă aduceți, Sophie, tu trebuie să-ți aduci aminte, când am făcut lecția aia despre gambituri, ți-am spus și ție și elevilor de la clasă că ai trei posibilități când ți se joacă un gambit. Ori să-l accepti și să tragi cu dinții de materialul care ți s-a dat, încercând să intri într-un final câștigat. Dar de multe ori s-ar putea să rămâi fără dinți în gură, scuză-mi exprimarea, ori să-l accepti, dar să-i dai imediat materialul înapoi, numai și numai ca să îl ajungi din urmă cu dezvoltarea, pentru că, de fapt, gambitul de asta se joacă, ca să-și dezvolte piesele mai repede decât tine. Ori să nu-l accepti, cum este cazul aici. Deci negru nu acceptă acest gambit. Și normal, după cal pe 3 de 6, partida ar urma, ar fi o variantă din gambitul regelui. Dar albul aici face o mutare îndoielnică, acest cale 2. Care din toate punctele de vedere este o mutare nerecomandabilă. Închide diagonala nebunului din F1, care va trebui să dezvolte pe diagonala H1-8. Plus că nu este mai spre centru tablei. Și negru continuă aici foarte hoțoman, dama F6. Deci să nu scoți dama la joc dacă nu pot fi atacat, pentru că dacă cumva încerc să-mi bat aici, îți dau mat ori cu nebunul, ori cu dama la F2, nu? Mate. Și partida continuă așa. Pion C3, nu vreau să-ți bat aici, pentru că mi-ai juca pion D4 în nebunul meu și ți-ai luat pionul înapoi. Cal C6, dezvoltare. Pion G3, să-mi scoți și nebunul afară. Cal H6, nebun G2, cal G4. Deci, încă o dată observăm aici cum, ca să spun așa, această diagonală, în fond, cam tot timpul această diagonală în gambitul regelui este slăbită datorită înaintării F2-F4. Deci, gambitul regelui, încă o dată, este un gambit care la alb presupune și anumite riscuri pentru cel care îl joacă cu alb. Și normal aici albul ar trebui să joace D2, D4, să se pace cu ideea că poate pierde eventual un pion. Dar adevărul este că el nu va pierde niciun pion aici. De asta vă spun eu că această partidă nu este între doi jucători foarte, foarte puternici. Deci albul precis aici nu a jucat D2, D4 pentru că a văzut că negru ar avea chipurile câte bătăi pe acest pion. 1, 2, 3, 4 și el n-are decât 3. 1, 2, 3. Dar adevărul e că după E5 ia pe D4, albă ar fi avut la dispoziție această mutare intermediară, E5. Ups. Și după orice retragere de damă, să zicem, îmi iau pionul înapoi. Și stau excelent. Chiar am un mic avantaj de spațiu, da? Dar încă o dată, albul aici a zis că nu este posibil această înaintare de 2-4 și a jucat turn F1. Negru a zis mersi, calia pe H2 și aici albul o comite groaznic datorită scăpărilor de calcul. Da? Bate în E5. De fapt, pe asta se baza el, că negru nu are timp să bată în F1 cu calul pentru că ți-au damă. Dar urmează răspunsul bombă al negru. Damă ia pe F1. Și după nebun F1, cal F3 șahmat. Mate. Da? Bine. Este 6 și 5. Am depășit un pic cu 5 minute. Deși să știți că lecția n-am dus-o până la capăt. O continuăm eventual miercuri. Vă mulțumesc pentru prezență. Sophie, ne vedem mâine la club. O seară plăcută!